Dimineața, dragilor, astăzi vorbim despre una dintre cele mai performante investigații imagistice moderne și anume investigația prin rezonanță magnetică. Ce înseamnă aceasta? Cum se poate face? Și în ce condiții îți poți face un asemenea de examen medical? Ne explică în continuare domnul dr. Simion Marga, specialist principal în imagistică al Ministerului Sănătății, medic imagist cu competență în rezonanță magnetică. Sunt două căi pentru a obține o investigație prin rezonanță magnetică. Prima cale este atunci când un medic specialist suspectă o patologie și indică pacientul de investigație respectivă. Și a doua cale când pacientul are o inițiativă proprie. Dacă până acum deci, era mai strictă, adică era o necesitate, o cerință mai strictă față de specialiști și față de pacienți ca ei să aibă o îndreptare pentru a avea orientare în diagnostic, acum posibilitățile instalațiilor moderne permit de a investiga corpul integral într-o modalitate de screening care, după părerea mea, având o experiență de peste 20 de ani în domeniu, deci ajută pacientul în ce sens? Îi dă posibilitatea ca pacientul să aibă un istoric imagistic. Și atunci, când apare o situație deci, concretă, e o problemă, deci având istoricul ăsta, medicul imagist, investigând suplimentar sau la timpul respectiv, pacientul compară. A fost aceste modificări atunci sau nu au fost? Aceasta tot este de un mare ajutor în stabilirea diagnosticului. Deci părerea mea că orice om, după posibilitate, desigur, ar fi cazul ca să-și facă un istoric imagistic, să-și facă o investigație corp integru pentru a avea istoricul ăsta care pe viitor poate să-l ajute. În afară de asta, acest screening poate să depisteze și niște patologii care sunt la momentul dat când pacientul intenționează ca să-și facă această investigație, neavând un consult a unui specialist. Final de rubrică. Dragilor, nu ezitați să faceți investigații de înaltă performanță atunci când vă aflați în stare bună de sănătate, nu atunci când apar simptome supărătoare. Investigațiile imagistice medicale neinvazive, cum este și investigația prin rezonanță magnetică, ne ajută să descoperim schimbări patogene abia sesizabile, care pot fi corectate. Investiți în aceste investigații pentru că ele pot salva vieți. O zi bună tuturor!